A venit vremea să plantăm cartofii. Cartofii se plantează în momentul în care temperatura solului este mai mare de 7-8 grade în permanență. După ce am pregătit terenul, l-am săpat, am executat niște șanțuri cu adâncime de 20 de centimetri în care am plantat cartofii. În prealabil, în șanțuri, am depus gunoi de graști fermentat, gunoi de graști care va asigura nutrienții necesari dezvoltării normale a acestor tuberculi de cartof. După această operațiune, îi voi acoperi cu pământ. Distanța dintre rânduri este de 50 de centimetri, iar distanța dintre cartofi este de 15 centimetri. Spațiu necesar, vital, pentru o bună dezvoltare a acestor tuberculi. Un alt îngrășământ natural pe care îl puteți folosi cu succes în grădină este cenușa. Cenușa de lemn, cenușa de resturi vegetale, cenușa care rămâne după ce s-au făcut arderile de aceste plante. Cenușa este foarte bogată în minerale, în calciu, în zinc, magneziu. Este un îngrășământ excepțional pentru toate plantele din grădină și pentru pomi. Astăzi am să pun în șanțurile de plantare ale cartofilor. Pentru ca plantele să beneficieze de toate substanțele hrănitoare conținute de cenușă, este bine ca aceasta să fie pusă pe locul pe care vrem să-l îngrășăm, uscată, adică să nu fi fost udată de ploaie în prealabil și spălată. Pentru că după ploaie, cenușa este spălată de majoritatea elementelor nutritive pe care le conține. Acum, după ce am depus alternativ și gunoi de graști și cenușă, voi pune cartofii, după care îi acoperim. Gata, am terminat de acoperit cartofii. Acum așteptăm căldura și ploile care să hrănească pământul și să germineze tuberculii noștri, să încolțească tuberculii noștri de cartofi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi.